Neața, dragi tovarăși, nu e dimineața, dar am dormit și eu după masă acum. Când m-am trezit, văd pe Instagram că a postat meme cu Ovidiu pe YouTube, un video legat de Outrest. Am văzut un pic din început și m-am căcat pe mine de râs. Acum nu cred că o să mai râd la fel de mult, dar mi-a plăcut cum a ieșit editul. Hai să reacționăm la mimul ăsta că e o mină de aur. Ia uite, deci editul ăsta e incredibil. Omul a luat vocea mea din mai multe clipuri și a băgat aici în Outrest la început. Deci sper că o să vă placă, că tot n-am mai postat. Na, n-am mai jucat Outrest de mult, că l-am terminat de vreo 3 ori. Îi aducem acum aminte de joc, îi dau și like de acum. 720p, e la maxim. Hai să începem să râdem. Ora 5 dimineața și noi suntem pe drum. Nu venim nici de la curve, n-am plecat nici la furat. Mergem dracu să prindem carasul la blană. Asta de când am fost la pește odată. Cam așa încep toate. Se aude cam nasol, nu știu de ce se aude așa, dar nu contează. O să vedeți ce mișto e. Filmele de groază. Bun venit în orașul fantom. Cam așa încep toate filmele de groază, am zis eu bine în clipul ăla. Unde nici nocturna nu merge pe stradă. Exact cum e vegetația asta în stânga și în dreapta, să ne sară acum o mireasă. Suntem 3 inși, îi rupem găvața. Bă, dar sincronizarea e bună. Nu mi-a trebuit prin cap să fac chestii de genul cu alții. Pare a fi o casă abandonată. Nu, nu e deloc abandonată. Încă stă lumea acolo, a lăsat becul aprins. Ar fi să găsim niște urși sau niște fantome pe acolo. Ce față are ăsta mic? Zici că e tică. Bețivul care stă la bine peste drum. Aici a luat de când am fost la munte. Ce avem noi aici? Stai bă că m-am prins acum. Stai bă, cred că m-am prins. Ăsta e ăla de la filmat eu. Vai de pula mea cum arată ăsta. Nu, m-aș face ghi pentru el. Bă, mă auzi? Nu, știi ce-mi fac pula, prea mulți manelari. Îți dai seama, să mă vezi pe bine că filmez pe un umor și zic, a, ce față are ăsta. Păi să nu vă mai buliți acolo că se aude. Mai acolo că ăștia se bulesc aici. Astăzi trebuie să omorâm pe cineva. Du-te în pula mea. Ăsta e Codrin, se pare Codrin nu prea mă suportă. Adevărul, Codrin s-a cam îngrășat cât porcul nudist din Outlast. Și-a dat drumul pe ecran. Ăsta e fanbase-ul acolo. Ăsta e fanbase-ul acolo. Bună asta. Deci eu de aici nu mai știu ce s-a întâmplat. Cam până undeva pe aici am văzut. Pe telefon când m-am trezit. Ce avem noi aici? Coi, ce pula mea? Arde, uite cum arde. Se auzea Felipe. Ăsta e Felipe care cântă. Am auzi? Am să ne vezi de departe. No, știi ce, bă, pula, prea mulți manelari. Normal că și voi ați văzut videoclipurile lui Codrin care două. Videoclipul lui Codrin în care se joacă GTA Bazooka. Aseară a pus a doua parte. Ei bine, dacă vreți deci să aici făceam live. GTA Bazooka, tot ce aveți de făcut este să intrați pe linkul celui care a făcut modul. Am să vă las link. Coie, ce pula mea. Băga v-aș pula în suflet să vă bag. Pula mea. Iar am dat de Codrin. De Codrin pe lângă mine. Lasă că de trec eu, nu-i problemă. Ce-am zis aici? Pula mea. Bă, dacă de Codrin pe lângă mine. Bine zis că tu-i Codrin pe lângă mine. Mai ales că am și slăbit. Lasă că de trec eu, nu-i problemă. Ce faci un video acolo? Aoleu, cum aștept asta? Asta ar trebui să fie hidă, ce naiba. Faci un video acolo. Ce s-a întâmplat? Da, mă doare mâna de la labă. Da, m-am legat așa, că nu mă puteam abține. Unde putem găsi noi un chiurdoș cu alaci? Nu știu. Cornele, unde e parizorul cu muștari? Azi zi-mi. L-ai mâncat pe tot? Îl bag în piș, da mă și... Aura, oh, băga și pe Vadim. Cornele, unde e parizorul cu muștari? Azi hai mai repede! Acum imaginez din vlogul ăla de la munte să-mi fi răspuns așa câinele ăla. Cornele, unde e parizorul cu muștari? Ia zi-mi. Du-te-n pizda, măti. Rip Ovidiu. Ia, ce-a zis? Rip Ovidiu 666.
Nu mai plângeți, vă las cu asta, pa. Opriți beat-ul. Ca cu mașina, cu bicicleta, să îl calc. Și chiar m-am gândit la chestia asta ieri sau alaltă, la bucata asta. O fredonam la un moment dat. Tipul ăsta are o minte de geniu. Cu mâncarea, soția lui câine, l-așteaptă acasă. M-a prins pe mine bitul, mort. Mea drumului o murit. Roți-l aștepta copiii acasă. Da, bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit. Mulțumesc, Codrine. Am crezut că mai bagă ceva. Cum vi s-a părut editul? Deci, mi-a plăcut aici cum venea Codrin și îmi zicea, du-te în pula mea. M-am găsit cu ăsta într-o de părzări cu buștar și în final, finalul care mor cu degetele tăiate. Cornele, unde e parizorul cu muștari? Azi-mi. Du-te în pizda, mătii. Bum! Și asta mi-a fost soarta. Mulțumesc. Mi-a plăcut editul ăsta. Vă las canalul în descriere. Nu știu de ce nu sunt abonat, așa că apăs pe subscribe și dau și clopoțel. Fac promovări dacă faceți meme-uri bune și ăsta a fost un meme bun. Așa că dacă vreți să mai faceți funny moments-uri și meme-uri, postați pe YouTube, pe Reddit, pe grupul de FB-ul sau dați-mi tag pe Instagram că mă apuc să mai postez din nou clipuri în care o să râd ca handicapatul. Eu sper că v-a plăcut react-ul ăsta, sper că nu v-am surzit cu râsul meu. Poate vouă nu vi s-a părut amuzant, mie mi s-a părut că apar eu, da, aia, că sunt un narcisist. Îți contează mult că am apărut eu, nu altcineva. În fine, da, ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!